Salutare, prieteni! Sunt eu, Terex, aici cu un nou episod de Jurassic World The Game! A trecut ceva vreme de când am așcat și-o puțin Jurassic World The Game și m-am gândit că de ce nu e ziua potrivită, ultima zi de vacanță, fraților! Cel puțin pentru mine este ultima zi de vacanță. Oh my god, și încep școala mâine! Mâine la ora 9 trebuie să fiu prezent acolo în curtea școlii, să înceapă popa să ne binecuvânteze pe toți! Aoleu, doamne, nu cred așa ceva! Când s-a dus vara atât de repede, măi, oameni buni, nu cred așa ceva! Dar hai să ne bucurăm de această ultimă zi de vară călduroasă, fericită. La mine a plouat aseară, a turnat cu găleata în puii mei, a fost uragan. Dar totuși, hai să primim partea pozitivă, e ultima zi de vacanță, yay! Și hai să ne, nu știu, să o petrecem așa, să ne bucurăm de ea cât mai există. Că după aia începem școala, după aia alte vacanțe, vine vacanța de iarnă, vacanța de Paște, cine știe, poate mai dă vreo nisoare de aia gravă și intrăm în... Bă, restricția să fiu și pe perioada școlii, tot avem multe vacanțe, nu știu de ce mă plâng atâta, habar n-am de ce mă plâng atâta, frate. Asta e ultimul meu, în clasa 12, am pui mei, dau bacul, hai de capul meu, termin mai devreme decât celelalte clase, ha, sâc vouă. Degeaba sâc vouă că eu trebuie să dau bacul și, bum, vai de capul meu. În fine, fraților. Da, hai să vă zic programul nou, cum o să postez eu, dar acum încolo când o să începem școala, o să postez acum, o să apară câte un videoclip la ora 6 seara, adică la ora 18.00 o să aveți cât un nou videoclip, știi? Pe perioada de vacanță o să postez neregulat, o să postez la întâmplare, fiindcă toată lumea acasă, toată lumea chill, așa. Așa, pe perioada școlii o să mă ajute și pe mine, o să vă ajute și pe voi, să ne aștept pe toți dacă postez la ora 6. În fine, hai să vedem ce noutăți avem aici, că ne-am luat cu vorba. Deci avem pack-ul ăsta acvatic la ofertă, avem ceva DNA pack, da, o ofertă specială care nu se merită nici cel mai mic bănuț. Sneak or swim, sink or swim. Așa, hold-o cu atingă, te-l keep you... ceva dubios aici, frate, ce-o fi chestia asta, mă întreb. Oare se lansează an upcoming battle? Oare e posibil să se lanseze o creatură marină nou-nouță? Știi ce mi-a plăcea mie, frate, să se adauge? Colossal Squid, ăla de Jurassic Park, bro, Colossal Squid, frate, mi-a plăcea să adauge foarte mult în Jurassic World Game cu animație de asta unicat, să fie, nu știu, niscai creatură de turneu sau ceva de genul, frate, ar fi mult prea mișto. Ok, Special Talisor Pack și Apionor Hybrid Game, frate, s-a lansat din nou Metracantosaurul, pentru că, da, frate, hibrizi, jocul s-a luat despre hibrizi și uite, vedeți și acolo, ombra Metriafodonului în spatele ăsta lui Metracantosaur. Ia, sincer, să fiu, o să mă duc din nou până în Predator League și o să stau acolo, bine, mersi, o să-mi iau pack-ul care să merită, câte, mai eu decât o singură zi, Dumnezeu. Dacă vreți să ajungeți în domineta și să deblocați Metracantosaurul, acu' e șansa voastră, frate, o băgați și trage stare de tot. Ok, ia să ce mai avem noi pe aici, avem Mystery Pack-ul. Yay! Și apropo, fraților, azi zis eu în episodul trecut că o să deschid un Solid Gold Pack și știți ce? Am uitat iarăși. Și știți ce o să facă T-Rex-ul acum? O să se ducă frumos aici, o să meargă frumos până în capătul ăsta, o să deschidă un Solid Gold Pack la începutul episodului, ca să nu mai uit iarăși, frate. Zic că mereu țin pentru sfârșit, pentru astea nu mai țin, frate, pentru sfârșit, că uit iarăși. Ok, hai să deschidem Solid Gold Pack-ul ăsta. Două pack-uri de început, ia zi-mi. 880 de... Ok, 100... Ce aia? Nu cred! Oh, Dimorphodonul! Creatura VIP 8, sau la VIP 9 adăugat, frate, în sfârșit mi-a ficat și mie. Oh, pare nu e doar exclusiv pentru ăștia VIP, e pentru toată lumea, ok. Șmecher, Pterodaustro, mamăi. Ăla da pterozaurope. Ok, hai să scoate pe timp de la Hes, să punem noua noastră creatură, frate, aici, frumos. Ah, nu cred, mi-a picat tocmai creatura aia nouă adăugată. Ia uite cât scărpeni am acolo, poate mai fac un de nivel 40, cine știe. Ok, afară cu voi de aici. Încă un Terano, măi, culiță. 20, ăsta cu ăsta nivel 10, 20, nivel 30. Uite, pot să fac un Terano de nivel 30, ești nebun? Ok, hai să punem creatura aia nouă, frate. Hai să dăm și speed up, ia să vedem cât de bune e. 4788 HP cu 1496 atac. Un super foarte bun pterozaur. Ok. Ceva ca să facă concurență Pterodactylus aparent. Sau nu, Pterodactylus cât naiba are? Stai că nu pot să văd pe Pterodactylus. Fiera să fie, frate. Nu pot să văd statisticile Pterodactylus. Ia uite, 100 Dinobax pentru speed up. Ok, 100 de Dinobax pe care am câștigat acolo un pack. Uite. Uite, la creatura asta noi nu poți să dai schimb la chestia asta aici. Ok, 864 cu 270. Bun așa, bossează, unde se pune și pe tine? Te punem chiar aici, lângă zi.
Uite, uite mai așa, uite, hai să-l punem aici, uite așa, gata, perfect, uite-l. Frumos, al doilea pterozaur VIP pe care T-Rex îl deține. Sunt curios dacă voi dețineți creatura asta, frate, sunt curios, ia să vedem. Ok, înseamnă cu Dimorphodon în mare parte, deci zici că e Dimorphodon, doar că are un cap diferit, ce cap ciudat are, frate. Oh, dinții aia! Dio, dar trebuie să faci un control la medicul dentist, nu prea place dantura ta. Ok, hai să dăm ceva de mâncare, că uite-l ce-mi place mie, să el pe copa acela acolo, uite-l, puca! Și zboară puțin și se duce acolo și mănâncă ceva ce nimeni nu știe, oare ce-o mânca, frate? Semințe pentru păsare, ok, asta face nivel 10, să vedem cât de calm e pterozaurul ăsta. 1996-405, bă, e bun! La nivel 10 e destul de decent. Încă o creatură ca să mă ajute pe mine în turnee și chestii de genul, știi? Oh, e super tipul ăsta, frate. Zice ochi, are niște ochi de asta, de zici că de-abia s-a trezit, zici că n-a dormit de vreo 3 zile, așa, știi? Bă, ce față are, săracu, are o față asta de plictisit, de plictisit a dormit. Mă întrebare, pot să dau zoom lângă el? Evident că comanda de control și de rotiță la mouse nu funcționează la BlueStacks. Da, în fine. Deci, am obținut un tărător, frate, cât de tare e asta. Ok, aici frumos turneu, poziția mea actuală. Mai am mult și bine de mers până în Predator. Ia să vedem. Și avem aici niște evenimente, frate, niște evenimente mari și late. Avem aici Boosted Battle Event pe care nu l-am mai văzut ceva vreme. Și More Thief, unde câștigăm un Legendary Pack. Evident că o să facem pe ăsta cu Legendary Pack-ul prima dată. Ăla cu More Thief, ăla cu Boosted Battle Event, dar nu știu dacă să-l fac. Ce avem restricții aici? Two Carnivores. Bine, bă, dar mi-a dat ceva tough din prima, așa. Ia să vedem, doi carnivori. Hai să cânta Nicola greu. Bă, dar pot să pun și altceva în afară de asta, pot să pun pe Tapi cel teribil aici. Sunt foarte curios dacă pot să pun și altceva. A, aparent pot, ok. Deci e limita de 2 carnivor maxim și încă un dinozaur pe care vrei tu, dacă mai vrei să mai pui. Ok. T-Rex trișează. Aoleu, mamă, dar bă, asta e cam puternic, așa, e nivel 39, doamne, 39, nivel 29, pui mi. Dar oricum nu mai elimina pe mine din două locuri. Deși la munche. Să încerc să le elimin sau să nu le elimin? Asta e întrebarea, evident că nu o să încerc să le elimin, că nu sunt destul de idiot. Bă, ar fost util un amfibian aici, știi, la început măcar. Și bucată în gură mi-am luat. Hai, vino încoace, Tina. Asta, ta era, doamne, Tina. Pe cine am numit eu Tina oare, că nu mai mi-aduc aminte. Bă, nu știu ce să zic, asta mai elimină din două lovituri, deci hai să facem 3 și 3, nu știu dacă e cea mai bună idee. A, putea să pun 4 rezor, frate. Ia să vedem, nu m-a atacat, ok? Nu știu ce să fac acum, frate, că orice mișcare fac poate să-mi fie fatală. Hai să-l atac cu 3, să zicem, ok, am dat ceva damage. Nu foarte mult, dar măcar am dat ceva damage, asta e tot ce contează, frate, să dai damage. Băi, să nu dai tare, că mă doare. Aoleu, cu 4. A avut un reserve ceva, deci a avut două, are un reserve. Ok, deci are un reserve, haide Tapi. Tapi e puternic, Tapi e în jos. Una, două și din două lopturi jos. Asta rimează, dar păcat că vine că e minciună. Deci una, două, trei e mort, ținând cont de blocul ăla. Sper să fi pus bloc, una, două, trei și un bloc și un reserve. Bun, a pus bloc, perfect. Ei, ia să vedem pe asta de nivel 35, frate. Oare ce o să pice de Legendary Pack? Mi-ar plăcea că un tranzor, poate. Upam, hopam. M-a atacat cu 3, asta vine 960. Mai la ce mai să-ți fac calcul când pot să fac asta? Deci, are un bloc. Deci, a, ok, ok, frate, e mort, e dus. Rip. Nu știu ce mai stăteam să calculez, frate, fiindcă are ca aproape 1000 atac, Tapi, deci evident că le elimina ușor de 4 lupturi, lejer. Bravo, Tapi! Prima victorie pe ziua de astăzi. Ah, simțiți asta, mirosul victoriei, miroase atât de bine, miroase a pufuleți în puii mei. În camera la mine numai pufuleți miroase, fiindcă asta mănânc în fiecare zi pufuleți. Duc o viață sănătoasă, mănânc pufuleți. Ok, următoarea luptă, next, hai să vedem cine mai provoacă pe T-Rex acum. Aia se, tot două carnivore limită, bă, ești nebun, mă, două carnivore. Aș pune un ierbivor la început, asta ar fi cea mai mare. Ia să vedem unde e tipul ăsta nou. Oh, ok. E mai puternic în atac decât Tanicola Greus. Bun, ia să vedem, ce am putea noi să punem aici. Dacă aș pune Metriacantosaurul, mi l-a eliminat asta dintr-o lovitură, deci nu. Mai bine aș pune Tiranosaurul să rezistă la o lovitură măcar, știi?
Și în cele de urmă Indominus poate și Pterodactylus și păstrăm pe Prestosuchus pentru ultima luptă, fiindcă acolo probabil tot Carnivore să fie și o să fie ceva super OP și... Da. Și plus că Pterodactylus are mai mult atac, dar Prestosuchus dă nerf și astea, dar am zis să-l ținem pentru ultima luptă, cine știe ce o să dăm pe acolo. Ok, hai să încercăm așa, frate. Și parfez că ultima luptă îmi dă să lupt cu doi Majungasaur, să vedem ceva de genul what? Hai, Rexy, e momentul tău de glorie. Ok, punem un bloc. Nu vreau să mă elimine fraierul ăsta de-n prima, așa. Vreau ca Rexy să mai stea pe aici, nu? Rexy este mascota noastră, e logic să mai stea pe aici. Acum mă mănâncă umărul. Ok, două bloc. Două bloc. Doi bloc. Uite, asta nu-mi place. Asta nu-mi place deloc, dar hai să punem desert, frate. Hai, Rexy, ne luăm adio de la tine, îmi pare rău. Da, o să mă atace cu 4 mai mult ca sigur. Sper. Oh, bun. Foarte bine așa. Hai să aducem și cealea pe Indominus, frate. Și tipul ăsta trebuie să fie mort în două lupturi, dacă nu mă înșel, una, două. Am zis două Indominus, aia bine, hai trei, hai să fie trei acolo. Fie cum vrei tu, Indominus. And boom. Auză cum a picat lat. Ce trântește ușile pe acolo, Dumnezeu? M-am speriat. E, patru. M-a atacat cu una. Am făcut o risipă totală de Pterodactylus. Bine că e, bine că e de asta VIP și costă puțin la speed up, dacă e să-l aduc înapoi, dacă o să am nevoie de el iarăși. Hai, Indominus, nimeni nu se pune cu Indominus, frate. Bă, nu știu ce am auzit lumea, că și că a schimbat, nici că ai sunete de efect la Indominus, nici că ai animație la Indominus. N-am văzut, frate, nicio modificare, nimic la el. Am verificat că dacă e vreun update ceva acolo pe, la joc, nimic, frate. Am fost mințit. Bă, și nu știu ce mi-a zis, că și că eu am accent moldovean. Am accent moldovenesc și că vin din Moldova, unde naiba, de unde naiba sunt eu. Băi, nu sunt din Moldova, băi, eu sunt în partea opusă a Moldovei, știi? Dar place mi accentul moldovenesc, nu știu. Îmi place pur și simplu cum sună accentul moldovenesc. Sună amuzant, frate. Sunt puține accente lumea asta pe care poți să le imiți și sună bine și îmi plac mie cum sună. Ia să și ultima dată două Carnivore. Uite, de asta l-am ținut eu pe ăsta, pe Prestosuchus. Hai de cap, meu. Ce Carnivore să bată pe ăștia, fratele meu. Fratele meu. Golden Tooth, echipa se bazează pe tine. Întreaga lume a Terexanului se bazează pe tine. Adune acel legendary pack, că dacă nu te împăiești și te agăți pe perete. Ți-am zis-o, te-am avertizat. Ok, ia să vedem. Punem bloc frumos, facem ca meciul trecut, fiindcă a funcționat foarte bine strategia aia. Și pentru că nu vreau să-mi pierd Metrodon în prima. Alla balla portocala, punem două bloc, fiindcă nu știm ce a făcut prea asta. Bun, hai, dai cu toate trei, nu te zgârci. De ce? de ce faci asta? Și acum vezi că a pus numai bloc. A pus și Urizer, băi, nebun, îl gândește. 4, ia, hai să te văd, fraiere, hai să te văd. Ala-i. Dar dacă aveam eu 3 blocs acum, ce făceai? Asta e întrebarea. Aolo, ăla de nivel 39 acolo, ești nebun la cap, ultimul. Ok, una, două, trei. Nu știu dacă să le elimin sau să păstrez. Îl eliminăm, screw it, Metracatosaurul ia un kill astăzi. Niam, mă gândeam să fac Metracatosaurul de nivel 40 astăzi, fraților. Mă gândeam să fac asta, chestie exclusivă pentru episod. Gen, s-a lansat turneu, iar și o să fac Metracatosaurul de nivel 40. Tachicici, am făcut un calcul și n-am destul de Dinovax. Am nevoie de vreo 6600, 6700, 6800, aproape 7000 dacă mai ești cu speed up-ul și cu astea, știi? La evoluție. Cred că m-a atacat cu 4 sau nu cred. Una, două, trei e mor, probabil că are un bloc, așa mă gândesc că are un bloc, una, două și un reserve. N-a avut. Cred că a pus un reserve, n-am fost atent să văd cu câte m-a atacat. M-a atacat cu toate 4, deci e ok. M-a atacat cu 3, bă, ce poți să-ți dori mai mult de la viață? RIP, am câștigat legendarii pe acum, frate, n-a fost chiar așa de greu. Bă, așteptam chiar să fie o provocare, dar uite, când ai creaturi așa de bune, sincer să fiu, chiar ușor. Nu știu de ce mă sper eu mereu de luptele astea. Jos cu tine. Bravo, Golden Tooth. Aia, nu te împăiezi astăzi, ai scăpat, ai avut noroc. Ia să vedem, legendary pack-ul. Vreau să puneți pauză la episod și să-mi spune ce o să pice din legendary pack-ul. Vreau să ghiciți ce o să-mi pice din legendary pack. Hai, puneți pauză acum și ghiciți. Haide, tic 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 tic. Nu așa face un ceas, ce naiba. Tic tac 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 tic tac. Hai că deschidem pack-ul, gata, opriți voturile. Hai să vedem ce pică.
mi-a picat booster. Deci mi-a picat un booster amărât de legendary pack și nici măcar nu e unul dintre alea bune. 2900 ADN, binevenite. Aaa, frate, serios, ăsta e cel mai nașpa booster care ar putea să-ți pice. Nici măcar nu folosesc boostere de genul ăsta, în fine. Și o Ichthyostega, bă, nu e rău. Ar putea să refac Ichthyostega de nivel 40. Stai, am avut eu vreodată Ichthyostega de nivel 40, asta e întrebarea. Ia să-mi Ichthyostega, uite aici. Ba da, am avut Ichthyostega de nivel 40, pentru că l-am făcut pe tipul ăsta, Paracastega. Deci am avut Ichthyostega de nivel 40. Ok, ia să ne, am putea să facem și evenimentul ăsta, dar avem nevoie de amfibiene. Ce zicem acolo? Un singur amfibian să-i bată pe ăștia? Bă, ești nebun la cap. Păi știi ce facem acum? Bagă bani, bani, bani. Nu, mi-aduc aminte melodia asta, dar nu mai știu cine a făcut-o sau ce. Bă, asta e că sunt curios o chestie. Că zice amfibiene, pot să pun așa și să bat și pe Presto aici. Și pun să pun niște boostere. Uai de cap meu, Charlie nu mai are boostere. O să punem ceva de 5%, nu neapărat. Pot să merg cu un singur booster? Are ceva? Apare, pot să pun ce creaturi vreau, nu-i problemă. Pterodactylus, ia pregătește-te tu frumos. Hai că nu-i chiar așa de greu, o să-i batem ușor pe așa, o să fie easy peasy lemon squeezy, frate. Mai câștigăm încă 3 pack-uri frumoase, nu? Bă, au făcut ăștia un update la record, la Bandicam. Recordul ăsta îl folosesc acum la ora actuală. Și au schimbat puțin interfața, frate. Și eu nu mai văd timerul ăla bine, nu mai cunosc timerul, zici că e un ceas de alea electronic. Arată ciudat rădător, mă uit ca fraierul acolo, încurc chestiile alea de bază acolo. Nu mai văd cât timp am filmat, știi? M-a arat peste cap completă, bă, chestiile noi îmi plac, dar câteodată mă și derutează. Știi? Adică mie îmi place cam tot ce e nou, frate. Cum se schimbă din Paladins. În Paladins multă lumea să face că sunt skin-uri noi, sunt recolorate, nu știu ce. Bă, mie nu-mi pasă, atâta timp cât e o chestie nouă, mie îmi place, pe mine nu mă deranjează. Nou să fie, n-am pretenție să arate într-un anume fel, dacă atâta timp cât e nou, mie îmi place, frate. Nu știu, sunt genul de domn care îi place orice e nou, indiferent de așa, eu apreciez, frate. Gestul contează, știi? Decât nimic, mai bine și așa. Ok, ia zi, m-a atacat cu 3, probabil nu mă, n-am fost atent, eu eram preocupat să vorbesc de alte jocuri pe aici. Ok, hai să facem așa. A avut bloc, trebuia să mai pun un atac. Știam eu. Nu e problemă. L-avem pe Golden tot acolo, care dacă nu câștigă lupta asta, chiar că îl împăiez acum. Slabă mișcarea, frate. Ia să vedem, deci a atacat cu 2, asta înseamnă că 1, 2, 3. Nu! Am pus 4 atacuri, firar să fie. Goddammit. Teranul e mort. Dacă Mastodontosaur atacă Teranul, papa. Uai de cap meu ce creastă, ce frumos e ăsta, frate, uite ce culoare are, frate, și cu o broscuță. O broscuță cu dinți și cu, nu știu, cu o pânză pe spate. Da, Teranod mort. Nu-i problemă, ok, nu vreau să folosesc booster ăsta, frate, eu l-am pus acolo, fiindcă asta îmi cere lupta, încerc să pun și boostere acolo, știi? Doar nu le folosesc, că pur și simplu pot să termin lupta și fără booster. Ok, mort, mă întrebare, poate să mă elimine de două lovituri, nu vreau să fac o greșeală, am mai făcut o dată greșeala asta, știi? Să pun numai de asta de două bloc și o pune să mănâne pe mine de două lovituri, mă atace cu față, mă facă praf. Uite-l, uite-l, vezi? Putea să mănâne de două lovituri. Mamă, stai cu un balaur în pui, mergi cu un dragon de la chineze, de mitologia chinezească. Uite-l, ai văzut cum mă făcea? Uite-l, l-am prins. Ha-ha-ha-ha-ha, prăduitorul, ai văzut, Terex de data asta a gândit-o și a adus aminte. A învățat din propriile greșeli, deci oamenii pot să vezi din propriile greșeli. Iar acum tu ești mort. Niam! Vampirule. Mamă, ce colț aici că e vampir. Ok, prima luptă câștigat. Hai frate că merge bine, n-am pierdut nicio luptă până acum și na, am cobit și acum o să pierd următoarea luptă, fiindcă, da. De obicei când cobești, nu e bine să cobești, ai toată chestia frate, nu e bine să cobești. Și mănâncă noastră, e nebun. Ia să vedem, băi și vine iarna, ești nebun, parcă mi-e dor așa oarecum de iarnă, nu știu de ce. Parcă de la căldura asta mi s-a făcut așa puțin dor de iarnă, frate, de zăpadă, de stat în casă la căldurică, de mâncat pâine coaptă. Și chestia de genul, știi? Ce restricție avem? Doi amfibieni acum. Doi amfibiani. Ok, o să te punem pe tine, mid shield. De fapt, nu, stai că e o idee proastă, nu. Deși nu e o idee chiar atât de proastă să punem un tank așa. Cel mai bun amfibian al nostru, pe care putem găsi acum. Și a zis două amfibiene, da?
Golden, tu te invocăm pe tine și mai punem încă o dată boosterul ăsta sau nu? Știi ce? Hai să punem pe ăsta de 100%. Nu să știe că nu o să avem nevoie de el. Ok, mi-ar fost tu niște boostere de alea de atac. Alea chiar și folosi, frate. Una, două booster de alea de una, două atacuri, știi? Și îl punem aici pe frumosul ăsta de apatozor, fiindcă are viață în prostie și e cel mai bun tank posibil. Ai de capul meu, uite-te la Gorgosucius acolo, frate. Cum rânjește el colții aia la mine. Ai de capul meu. Ok, bă, dar mi se mișcă mâna greu. Nu știu de ce, apăs greu pe click. Adică, nu știu, parcă apăs așa cu neîncredere, știi? Adică mi-e frică să apăs pe click, în cauza că, mamă, poate mare de asta. Ia să vedem. Una, două și un reserve. Spune care 3. Ala e. Bun, fiindcă nu poate să merge de lovitură. Hai că începem să facem progrese încet, încet. Merge și cu una, boss. Bine că n-am pus 3 blocks, știi? Ia să vedem. Acum e întrebarea, să-l atac sau să nu-l atac? Mai bine punem bloc, știi, poate îl derutăm. Ah, uite frate, când pun eu bloc, el n-are blocks. Dacă pun atac, el are blocks. Ok, m-a atacat cu 6. Cred că asta a fost tot ce a avut el, nu? Probabil. Și vine Kiki aici, Kiki Power. Ai de cap meu, ăsta e Kiki de nivel 10 vs. Kiki de nivel 40. Kiki la prima formă vs. Kiki la ultima formă. Oare cine o să câștige lupta asta? Bă, aparent Kiki la prima formă o să-l bată pe Kiki de nivel 35. Așa, Kiki Power, yeah! Ce crezi, mă, că am uitat de Kiki, de dragul meu, Kiki, care e limitat în parcul nostru aici. El e singurul de tipul lui și nu o să mai evolueze niciodată, fiindcă e exclusiv VIP și eu nu-mi permit. Și plus că nu s-a prea merită, frate. Sunt pack-urile alea mult prea scumpe. Într-o bună zi, acele creaturi care sunt exclusive VIP o să ajungă gratis și pentru noi, vă zic eu. Am zis-o, cu astea VIP o să ajungă gratis și au ajuns. Bine, o parte. Acum, ia zi, deci tipul ăsta m-a atacat cu tot ce are, una, două, 3, 4 e mort. Adă boosterul că e problemă. Du-te blue. Ok, una, doi și un reserve. Hai să zicem așa. Ok, tipul ăsta e out. Papa Gorgosucius, n-avem nevoie de tine pe aici. Bă, ăsta pasaur nu e chiar așa de puternic. Și plus că noi avem 5.000 viață, Dumnezeule mare, ce mă fac acum? Ce mă fac? Ziceți repede, ce fac? Dacă a pus ăsta 4 reserves, acum mă arde rău de tot, 1, 2, 3, 4, mi-e atât frică, frate, nu știu ce să fac, o să pun un reserve. Bine, câte a pus 2 ori, bun, hai că nu poți merge în 2 lofturi, perfect. Hai, atacă-mă cu toate 6, hai, n-ai tupeu, ți-am zis că n-ai tupeu, uite că a avut tupeu. Ați văzut cât de util a fost boosterul ăla, frate, la momentul potrivit? Mi-a salvat viața, a salvat tot meciul. Ai scăpat și de data asta, Golden Tooth. Deci ai scăpat și de data asta capul urechile acului, știi? Cu capul urechile acului. Cap în găurichea mică de lac de techiu să bagi asta pe el pe acolo și te apucă toți dracii și până la urmă zici, gata, am bat picioarele numai. O să lipesc cu bandă izolieră. Eu mi-am lipit pantalul, mi-am dat cu bandă izolieră că nu am stat să bag ața pac. Și a zis, știi ceva, ia dă-mă bandă izolieră, că oricum sunt pantaloni negri, bandă izolieră repară tot. Și pe aia vine mama aia și mă vede, ce faci mă ieratul de acolo, ia dă-mă că ți-i cos eu. Aolo, trei amfibiene. Aolo, pterodactylus, ești inutil. Ești mai mult decât useless match-ul ăsta. Aoleu, Gorgosucius, ăsta pasor de nivel 40, băi ce bă aici? Ok băieți, știi ce facem? Bring up the big guys. Hai să aducem aici cei mai buni. Cei mai buni, ia să vedem. Gorgosucius ăla elimină orice creatura mea aici dintr-o lovitură cu excepția lui Prestosucius. Deci n-am nicio creatură pe care aș putea să fac așa de nivel fiușo, să o înaintez în nivel suficient că să rezistă la o lovitură de la Gorgosucius de nivel 31, în puii mei, de ce nivel 31? Oi de capuș de zilele mele, bă, ce fac eu aici? No, bun, știi ce facem? Facem felul următor. Așa. Scoatem Macrovasoar că el are mai mult atac și în cele de urmă Golden Tooth tu ne cari spre victorie, băiatul. Și dacă vrem să câștigăm meciul ăsta cu siguranță o să folosim boosterul ăsta de 205%. Acum ne băgăm în boostere, frate, să fiți atenți aici. Recurge la boostere, deci hai să vedem. Hai să scăpăm ăsta de Fiușor, scăpăm de un bloc, scăpăm de vreo două reserves. Și în cele de urmă, ca să ne adăugăm și noi ceva avantaj, hai să facem așa. Sunt calic în puii mei, ce vreți. Am pus un singur punct de ala de
de acțiune. Cât de calic să fii, doamne. Deci, nu știu ce să zic, frate, nu știu. Aia, punem reset. Sper să mă atace cu două. Oricum, e decât un micil, așa, e decât o momeală inutilă, sărac. Ala, a dat cu două, perfect. Așa, ia să vedem. Curiozitatea mă face să întreb acum. Deci m-a atacat cu două. Dacă vreau să rezist, o să pun două și una. Bun. Sper să mă atace din nou cu două. Sper. Numai sper să mă atace. Bun. Funcționează, decurge conform planului, băieții. Stați liniștiți. Una, două, trei. Acum o să pun un reserve. Știu eu ce fac aici. Nu vă panicați. Stați liniștiți acolo. Țineți-vă bine la scaun. Țineți-mi pumnii strâns, că nu sunt 100% sigur ce fac aici, dar știu ce fac. Ok, m-a atacat din nou așa. Acum n-am decât să fac în felul următor. Una, două, trei, patru și un reserve, și un bloc. Și acum cu puțin noroc o să mă atace cu toate patru. Puțin noroc o să mă atace cu toate patru. Sau o să mă atace cu trei. De ce nu? Merge și așa, nu-i problemă. Ia să vedem. Băgăm booster-ul ăsta. Sau ar trebui să-l țin, frate. Ar trebui să-l țin în caz de urgență, dar hai totul să băgăm booster-ul ăsta. 200% HP pentru Golden Tooth. Ia să-i câta viața are acum. 8000, frate. 8000. Mai mult decât gorgosuciusul ăsta. Deci... Bă, păcat că n-avem și atacul la fel. Uite, cam eu cât trebuie să dăm în asta, ești nebun. Uite cât trebuie să... 4, ok, 1, 2 și 1, 2. Ok, hai că merge. We got this, I got this. Hai Golden Tooth, poți să faci. Ești capabil să câștigi lupta asta. Ok, 1 mai slab. Oh, a avut un reserve, fraier. Putea să mi-o facă. 3. Oh, ok, hai că nu i-a scăzut bare, eh? Acum facem un felul următor. Punem booster-ul ăsta. Mai băgăm un reserve acolo. De fapt un reserve, un punct de acțiune. Deci are două blocks. Posibil două blocks sau două puncte de reserve. Oh, le-a rezervat, ești nebun. V-am zis eu, când pun eu bloc, el pune reserve. Oh, m-a atacat cu trei, asta o să doar rău de tot. Asta a durut al dracului de rău. Una, două, trei, a trebuit să fie mort. Nu, patru, iarăși, goddammit. O să apasă ora, mă elimină într-o vitură. Cred că am făcut o prostie gravă, rău de tot aici. Deci, cred că am făcut cea mai mare prostie posibilă. Ai, nu cred ce am făcut, frate, deci nu cred. Nu, să nu te pună dracu să ataci cu... Uai, cât am scăpat la bulan, frate, la blană, la blăniță, blănița băieții. Una, două, trei. Patru, e mort. Goodbye. Ala e Golden, tu ai scăpat de data asta, nu te împăiezi. Asta e bulan maxim, fraților. Golden Tooth a câștigat, cred că 4 lupte a câștigat Golden Tooth pentru noi astăzi. Plus vreo 3 Amphibian Pack, din care să împice un, probabil, un Limnoscelis, o, cine știe, o să împice niște creaturi comune acolo, acvatice. Sunt și legendari, super rare, dar mie o să împice comune, frate. Fică, da, ăsta mi-e norocul mereu. Bă, și cine știe, acum, cine știe ce o să împice în Amphibian Pack-ul ăsta? Odată mi-a picat un legendar dintr-un pack de genul. Era un Underdog Pack sau ceva de genul. Iată, mi-a picat un rare astea. Bă, mi-a picat și Dinobax înapoi. Și unul da sucus. Ăsta e destul de bun. Ok, 130 de loyalty points. Încă unează, ăsta ce are? Un cola sucus, ok, creatura diferită. Nu prea am nevoie de cola sucus, am prea mult, dar în fine, e bine venit și el acolo. Și ultimul pack, frate, ia, țineți-mi pumne acum. Legendarul, sau măcar super rar să fie. Nu vreau legendar, să fie super rar, frate, hai. Cred că are tot un unda sucus. Da, tot un unda sucus e. Dar în fine, am primit chestii bune din pack-ul ăsta, nu? Adică, uite, am refăcut numărul de Dinobax pe care am cheltuit, oarecum, mai mult sau mai puțin. Dar da, fraților, că avem momentul să cam încheiu acest episod aici, așa că dacă v-a plăcut, știți ce trebuie să faceți. Rupeți butonul de like. Să vă abonați în caz că nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și noi o să ne revedem ca de obicei. Apropo. Creatura asta, frate, nu știu, mă încântă pe mine așa privirea, arată interesant. Sunt curios dacă voi aveți creatura asta. Bă, chiar sunt curios, nu știu de ce m-am oprit așa dintr-o dată.
M-am pregătit ca să vin la creatura asta, știi, fiindcă e nouă, e interesantă, frumoasă, o să apară în thumbnail acolo cu săgetuțe, cu chestii, nu pun eu săgetuțe în thumbnail, nu, glumesc. Dar o să apară acolo, oh my god, creatură nouă, chestii, titlu, bombă, clickbait. Dar fie frate, dacă v-a plăcut episodul, știți ce trebuie să faceți, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Și noi, asta ne vedem ca după cei, de la viitoare, pa, pa!